Dinamo s-a încălzit mai greu în regie, iar studenții au fost aproape să dea lovitura. Curelea a marcat, dar golul a fost anulat de centralul Alexandru Deaconu pentru offside. Albroșii au replicat în minutul 20, când Dănciulescu nu l-a putut învinge pe Niculescu din poziție ideală. Un minut mai târziu a fost rândul lui Maxim să-și salveze echipa la un șut al lui Liviu Ganea din interiorul careului. În minutul 36, oaspeții au deschis scorul. Cătălin Munteanu a tras puternic și mingea l-a păcălit pe Niculescu. Sportul a fost aproape de egalare la ultima fază a primei reprize, dar Curele a ratat ținta. La reluare, Dănciulescu a irosit o nouă șansă de a marca dintr-o poziție clară. Ioan Andone a forțat desprinderea și a introdus pe Elis Bacai, aflat la debut pentru Albroșii, și pe Vlad Munteanu, dar studenții au fost mai aproape de gol. Truță nu a nimerit spațiul porții din doar 8 metri. Până la final a mai fost timp pentru ratările uriașe a lui Giacari Giacone și Dănciulescu, iar Dinamo s-a impus doar cu 1-0 în fața Lanternei Roșii. Un angajament bun am avut. Na, mai sunt încă de lucru la niște jucători care puteau da chiar mai mult, dar... E primul meci și la primul meci se iardă. Am întâlnit o echipă Dinamo bine organizată, o echipă solidă, o echipă cu nume. Mi-am dorit mult victoria, n-am reușit.